Președinte în exercițiu, Daniela Coța, a fost singura candidată la prima funcție în organizație, fiind susținută în unanimitate pentru nou mandat de socialdemocratele venite din întreg județul. Vreau să vă mulțumesc tuturor colegilor prezente și celor care sunt acasă acum pentru activitatea pe care ați avut-o în ultimii ani, pentru felul în care v-ați mobilizat ori de câte ori a fost necesar. Împreună putem schimba foarte multe lucruri și sper ca de acum înainte să fim, dacă se poate, și mai unite decât am fost și să ne dorim și mai mult să ne implicăm în viața politică. Președinta va fi ajutat în conducerea organizației județene de un birou din care mai fac parte secretarul organizației, funcție pentru care a fost realeasă Eliana Sonia, 11 vicepreședinte și 6 membre. Pentru funcțiile de vicepreședinte au fost alese Maria Țicală, Zalău, Lorena Filip Meseșeni, Dorina Igreț, Zalău, Ana Petruț, Cehu Silvaniei, Florica Fanca, Zalău, Ana Indrieș, Jibou, Cosmin Ardelea, Hereclean, Lorena Cernucan, Surduc, Claudia Tulbure, Horatu Crasne, Trif Dan Simona, Zalău, și Daniela Olariu Zimbor, iar ca și membre în birou, Zoia Zila, Cehu Silvaniei, Voichița Manletca, Zorița Sucioa Griș, Rodica Mureșan Băbeni, Rodica Tale și Mleu Silvaniei și Camelia Lăcrimea Radeac, Pericei. Tot joi a fost aleasă și componența Consiliului Județean al organizației, structură formată din 79 de membre, 38 dintre acestea provenind din mediul rural. A fost supusă votului și componența delegației care va reprezenta județul Sălaj la Conferința Națională de Alegeri, ce va avea loc la Iași în 12 octombrie, dar și cele 5 candidate pentru Consiliul Național al organizației, la care Sălajul are dreptul. Este vorba despre Daniela Coța, Eliana Sonia, Lorena Filip, Ana Petruț și Simona Trifdan. La eveniment au fost prezenți alături de femeile socialdemocrate din Sălaj și Tiberiu Marc, președintele PSD Sălaj, Iuliu Nosa, președinte executiv al PSD și senatorul PSD Gheorghe Pop. Oaspete din afara județului a fost deputatul de Bihor Sonia Maria Drăghici, care este și vicepreședinte al Consiliului Național al Femeilor Socialdemocrate, și Aurelia Cristia, deputat de Cluj și președinte al OFSD Cluj. N-au lipsit de la acest eveniment nici colegele de alianță, Rodica Popseling, președinta organizației de femei a PNL Sălaj, și Cristina Petrescu din partea PC Sălaj. Mesajul comun al invitaților conferinței a fost clar. Este nevoie de femei în politică, nu doar atunci când contribuie decisiv la campaniile electorale, este nevoie de implicarea femeilor atât în viața politică, dar și în cea a comunității, iar bărbații trebuie să le vadă nu drept competitoarele lor, ci ca și element complementar ce aduce echilibru și dialog în lumea politică. Va trebui să fim cât se poate de atenți la semenii noștri. Va trebui, din punct de vedere politic, să fim cât se poate de convingători în mesaj, să fim cât se poate de toleranți față de ideile altora și să fim altfel decât cei care ne propun să întoarcem țara asta pe dos. Dacă intrarea femeilor în politică înseamnă un alt fel de politică, eu sunt primul care salut acest lucru pentru că chiar îmi doresc un alt fel de politică, cu riscul ca să-mi spună cineva la un moment dat, pentru dumneata mai este o zi. Suntem camarazii dumneavoastră și ceea ce noi aducem în politică este nevoie. Și se simte din ce în ce mai mult nevoia de echilibru, de grijă și atenție mai mare pentru cei de lângă noi, de dialog, de înțelegere și nu în ultimul rând, de dragoste. Pentru că noi, femeile, suntem cele care aducem dragostea peste tot. Așa că priviți-ne ca pe niște camarazi în lupta aceasta politică care ne animă pe toți de a ne face viața mai bună.